Comisia de validare constituită de Consiliul Local al Municipiului Medvedean, ședința din data de 25.06.2016 și modificată și completată prin pașele 42 din 29.05.2019. A procedat la numărarea voturilor exprimate pentru eliberarea din funcția de viceprimar al municipiului Medvedia a doamnei Brădescu Lumiță. S-au înregistrat un număr de 15 buletine de vot, din care voturi nule 1, voturi valabile exprimate 14, voturi da 14. Astfel, în urma voturilor exprimate, se constată eliberarea din funcția de primar al municipiului Medvedia a doamnei Brădescu Lumiță, ce a întrunit un număr de 14 voturi da, adică cu majoritatea de a 2/3 din numărul consilierilor locali, din numărul consilierilor Consiliului Local Medvedia în funcție. Rezultatul votului secret pentru eliberarea din funcția de viceprimar al municipiului Medvedia, doamnei Brădescu Lumiță, este consemnat în prezentul proces verbal întocmit într-un singur exemplar original ce se activează la dosarul de ședință. Semnat președintele de comisie, de președintele comisiei de validare și ceilalți parteneri. Deci, în momentul de față, doamna Lumiță Brădescu este demisă din funcția de viceprimar. Undeva de ce să acceptați propunerea? Să știți că totul m-a luat prin surprindere. M-a surprins și că propunerea a venit din partea domnului primar. Cred că așa cum au stat lucrurile, cum ați prezentat dumneavoastră la posturile de televiziune situația din primăria Medvedia, cred că așa cum văd eu lucrurile, instituția viceprimarului la Medvedia în ultima perioadă rămăsese fără conținut. Acum, așa cum a spus și domnul primar că sunt rămâneri în urmă la proiecte, o să lăsăm politica la o parte și să facem tot ce e posibil ca să aducem la zi proiectele care sunt rămase în urmă pentru asta, pentru binele tuturor cetățenilor. Altceva ce să vă spun? Am speranța că o să mă încadrez foarte repede în echipă și să nu dezamăgesc. Am lucrat în administrație, numai că acum în primărie lucrurile stau altfel. Dar una peste alta și dumneavoastră o să vedeți că n-am să descurajez lucrurile. Și eu vă mulțumesc. Să înțelegem că nu a existat nicio înțelegere inițială? Absolut nicio înțelegere. Dumnezeu mi-e martor pentru că astăzi, înainte de a intra în sală, știu că mai era o propunere, chiar colegul meu vrea să facă și o prezentare a activității mele din administrație. Dând câte știu eu personal, știu că nimeni n-a vorbit în numele meu. Nici măcar liderii noștri, dacă o dăm în politică, acum mai politici mai mari. Puteți să fiți siguri de asta. O potențială retragere a sprijinului politic? A cui? A dumneavoastră. Cine să-mi retragă sprijinul politic? Șefia partidului, nu știu. Întreb dacă luați în calcul. Asta ar fi culmea. Când ai în sală, noi am avut reprezentanții aleșilor locali. Ați văzut, am avut 15 voturi. Cine să-mi retragă sprijinul politic? Cine să-mi retragă mie? Colegii noastre din Consiliu, mă refer la șefii organizației. Dacă v-ați în calcul, nu am întrebat dacă se întâmplă. Nu, la noi, să știți că și pentru viitor, avem mână liberă să facem alianțe cu cine considerăm noi că e bine. Chiar și pentru viitor. Eu reprezint un partid mic. Dumneavoastră știți cum stau lucrurile. Intenția noastră este să, acum o dăm în politică, să păstrăm măcar scorul care l-am avut.